din actualii deputați PNL de Neamț. Da. Vor mai rămâne toți pe liste, n-a fapt bine, domnul Leoreanu deja nu mai e. Păi nu, să rămână domnul senator Țapă care merge la Senat, el la Camera Deputaților, o să avem discuții. Nu, Mara Calistra și Mugur Cosmaciuc n-au ce căuta în Neamț. Sunt venetici în județul Neamț să se ducă în județele lor. Mara Calistra la, de unde a venit, la București. Și asta este o decizie... Asta este o decizie a filiale pe care am discutat-o și la București și avem susținere. Asta și Cosmaciuc să ducă la el, la Suceava, să-l primească la Suceava, să-l primească la Iași, la București, să ducă de unde a venit. Am înțeles. Asta e suficient. Neamț și-a mâncat, și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul din Neamț. A plecat bine, nu credeți că a plecat necăjit din Neamț. A plecat bine. Deci, practic, domnul Țapu rămâne singurul dintre cei actuali, da, în Parlament și vom asista la o înnoire, practic, a listei. 100%, da. A listei PNL pe Camera Deputaților, da. 100%. Interesant. Și vor fi oameni toți, unul și unul, născuți, crescuți în Neamț. Nu oameni aduși de la Brăila, de la Alba Iulia, care a trecut toată prin Neamț. Bunicul lui în 1900 toamna și bă, am legătură și eu cu Neamțul și aici ce sunt Neamț, că eu sunt din Neamț. Acum chestia asta, știți că a fost adus aici, trebuie să o judecăm în contextul în care i-a trimis cineva. E discutabil și asta. Da, bun. Haideți să mergem mai departe. E filozofia cu în alta poartă. Aceeași filozofie? E tot pe acolo. Am înțeles.